La ședința primăriei, în luna iunie 97, a fost fondată Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului. Am selectat și cele mai bune cadre, conducători de la bun început. În atenția municipalității, aceste direcții era mai ales copiii abandonați, copiii care erau fără părinți, selectarea acelor familii care doreau să preia în atenția lor acești copii, până la 3 copii și multe alte lucruri. Pe atunci era doar o direcție principală în problemele reintegrării copilului, sprijin social, familial. Așa era intenția și acest pas a fost unul foarte concret, fiindcă au fost luați la evidență absolut toți copiii prin intermediul instituțiilor de învățământ general, directorilor de școli. S-au efectuat eforturi enorme. Eu nu pot să nu apreciez această muncă a direcției principale. Am derulat foarte multe proiecte în ajutorarea familiilor cu mulți copii, familii vulnerabile, copii orfani. În afară de asta am început a colabora foarte fructuos cu diferite organizații internaționale. Trustul European pentru Copii, fundațiile Soros și UNICEF. Împreună cu echipa am reușit să dezvoltăm și să integrăm un adevărat sistem de protecție copilului în municipiul Chișinău. În perioada respectivă am deschis 4 centre de plasament pentru copii, 3 centre specializate pentru copii cu nevoi speciale, centru maternal pentru mamă cu copil care are intenția de a abandona copilul și cu intenția de a preveni acest abandon, centru de resurse pentru mamă și copii. Am fost cei care, din proiect, am început dezvoltarea unui absolut nou serviciu, asistentă parentală profesionistă, și la moment consider că este un sistem care poate răspunde nevoilor municipiului Chișinău. Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care sunt antrenați în educația copiilor care sunt în afara familiei, care necesită protecție, și sigur că statul și pentru viitor trebuie să acorde o atenție mai sporită. Nu pot să nu aduc sincere felicitări, în primul și în primul rând, tuturor colaboratorilor care au activat pe parcursul acestor 20 de ani și foarte mulți din ei își continuă activitatea cu demnitate în continuare. Au fost provocări, au fost diverse încercări de a denigra această activitate. Dar doar cine n-a activat acolo nu poate înțelege cât suflet, câtă dăruire a fost oferită din partea acestor colaboratori. Mult succes, multă răbdare, la mai mult și la mai mare în profesia dată, fiindcă ea este necesară în societate, și succes în toate. Le doresc tuturor sănătate și noile realizări despre care voi vorbi. A rămas și părticica a mea a inimii în activitatea acestei echipe. Felicitări tuturor! Multă sănătate în continuare, inspirație, să nu pierdeți nicăieri. Fiindcă fără inspirație și fără dorire nu faci nimic.